Cere o pedeapsă mai mare pentru cei care i-au omorât unicul fiu, mama lui Nichita Stepan, tânărul bătut până la moarte într-un parc din capitală. Își caută dreptatea în instanțele din țară. Acum un an, băiatul ei, în vârstă de 20 de ani, a fost înopit în bătaie de doi militari în termen. Cei doi au fost condamnați de prima instanță la câte 13 ani de închisoare. Aceeași pedeapsă a fost menținută și de magistrații curții de apel, care însă au redus prejudiciul moral de 1 milion de lei la 300 de mii. Mama și bunica victimei cred că este o pedeapsă mult prea blândă pentru agresorii care le-au văduvit de ceea ce aveau cel mai de preț în viață. Rudele au apelat la serviciile unui avocat și spun că vor merge până la capăt. Mi-e greu să mă aflu aici, dacă sincer, când mă gândesc prin ce durere a trecut Nichita. Cu flori în mâini și ochii în lacrimi, dar și cu multă tristețe în suflet, mama și bunica lui Nichita au venit în locul unde tânărul și-a dat ultima suflare, după ce acum un an a fost snopit în bătaie, în urma unui schimb de replici cu doi militari în termen. Luna aceasta Nichita urma să împlinească 21 de ani. Visa la o carieră în modeling, spune mama, obținuse chiar o colaborare cu o casă de modă de la Milano, însă nu a mai ajuns să pășească pe podium. Golul pe care îl poartă în suflet mama și bunica tânărului trece dincolo de cuvinte, spun ele îndurerate. Unicul meu copil. Alt copil nu am și soțul a decedat. Pe când aia Nichita 3 ani jumate. De atunci nu m-am recăsătorit și Nichita era sensul vieții mele. Imediat după tragedie, poliția a reținut doi militari suspectați de omor. Ulterior s-a demonstrat că anume ei l-au ucis pe băiat. Și-au recunoscut vina și au fost condamnați de prima instanță la câte 13 ani de închisoare. Decizia a fost menținută și de magistrații curții de apel, care însă au redus din suma prejudiciilor de la 1 milion la 300 de mii. Procesul ăsta de judecat foarte superficial. Așa, pe deasupra tot s-a discutat, judecătorii n-au fost atenți. Da, după părerea mea, este blând să primească 13 ani, cum a procedat ei barbară, l-au bătut 15-20 minute și după aia s-au întors încă o dată să-l mai bată. Nu cred că este scuză la așa ceva. Așa că au apelat la serviciile unui avocat. Acum așteaptă să primească încheierea motivată a curții de apel pentru a o contesta la Curtea Supremă de Justiție. Știți, parcă crimă au săvârșit-o Nichita, dar nu inculpații. Nici un părinte, nici un rud de inculpaților nu s-au apropiat, nici cu un sunet, cu nimic absolut, nici un ajutor și nici un leu. Că nu o să ne se facă dreptate și la instanța următoare, noi să depunem dosarul și la CEDO. Fiindcă asta e imposibil, că eu așa socot că în Moldova viața omului nu are nicio valoare. Doamna procuror mi s-a părut că parcă era din partea inculpaților, era de acord cu toate cele hotărâte de prima instanță. De partea cealaltă, procurorii susțin că inculpații au solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată și au recunoscut pe deplin vinovăția, fapt ce le-a garantat reducerea pedepsei cu o treime. Am încercat să aflăm de la procurora de caz de ce nu a contestat sentința la Curtea de Apel. De ce nu ați contestat la Curtea de Apel? De către instanțele a fost aplicată o pedepsă maximă, în limitele legii. La revedere! Acum procurorii nu sunt în drept să conteste pedeapsa la Curtea Supremă de Justiție, având în vedere că acuzatorul de stat din prima instanță nu a făcut o contestație la rândul lui la Curtea de Apel.